La un moment dat, în platoul de la Neața, au sosit cei doi pe care noi apreciem foarte tare, o familie super reușită cu niște copii senzaționali, Alex, Velea și Antonia. Pentru că noi am avut o singură idee, un singur set de baloane și un singur set de coifuri, concursul cu pricina nu s-a mai ținut a doua oară. Practic, a fost premiera, dar și finalul unei provocări marca Neața. La un moment dat, veți vedea un personaj, un golden boy, practic, ce va intra în platou în chip de concurent. Dar el este pe alocuri dezgustătorul sau Gică de la montaj, cum îl știm noi toți. O provocare interesantă între Alex Velea, Antonia, Gică de la montaj și ce s-a mai găsit prin platoul de la Neața. Neața cu Răzvan și Dani. V-am zis că am o surpriză pentru voi. Păi mereu, și eu ajung la baloanele. Și eu cresc un golden boy. Sunt convins. Al meu. Prima dată am crezut că și eu fac flotări, să știi, Alex, nu doar tu. Când nu, am văzut cum te... Nu, am făcut două flotări în clasa 12-a. Hai, lasă. Da. Cu intermitențe. Una am făcut-o din... Nu, mă, ești mai atletic decât atunci când ne-am cunoscut. E cred. De la ADN, stai liniștit. Bine. Este de la ADN și okay. De la... Zic cu surpriza, că nu ne placă. Eu, știți foarte bine, cresc un golden boy al meu. Nu este Lino Golden, este Gică Golden. Aha. Puteam să aleg orice alt coleg pentru următoarea probă, dar l-am ales pe el cu această ocazie să facem măsurătoarea, pentru că știți, noi colegi, de câte ori spun că este mai... De câte ori spun despre el că este micuț, zice eu sunt cât Antonia la înălțime. Acum va fi momentul adevărului și îl vom măsura în direct. Nu, credeți-mă, și eu zic treaba asta, sunt cât Antonia, dar este mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Gică Golden! Ia să-l vedem, domnule, pe... Jackie, a venit Gică, pardon. Ce scrie la tine pe piept? Fashion, fashion icon, bine, fashion bine statement. De tot. Ia mai tare muzica, ia. Dă-i și cu dansul. Dă-i și cu dansul, bă. Gică, dă cu... ăsta-i dansul, bă. Uite cum o să facem. O să ne împărțim pe echipe. Tu o să joci cu Golden-ul tău. Da. Cu Lino. Și Antonia o să joace cu Golden-ul meu. Ok. Veniți un pic sub baloane să vă spun de ce este bun. O să-mi cer tare în fața națiunii că voi fi nevoit să o înving pe iubita mea în acest moment. Hai că încă nu. Nu s-a terminat. Eu știu, trebuie să lovesc astea cu piciorul toată dată într-un șurub de la, nu? Nu, fii atent, în vârful acestor coifuri se află evident un ac. A, păi e ușor. Coifurile le... A rămas la delea cu Tuberman când eram mic. Ce să fac, bă, copilărie? Cu corneț, am, bă, cu corneț. O copilărie fericită. Vă montați, să cel mai bine îl țineți cu... Eu cu cine sunt? Dar de ce? Tu ești cu gol, du-te-mă în echipa ta, vino. Și tu ești cu Antonia. După cum se poate vedea, nu te mai ridica, nu te mai îndrepta. După cum se poate vedea, Gică este exact cât Antonia, nu? Stai că mă ajută moțulețul ăsta. Te rovesc că pun asta să o filmez cu Gucci, da, aici. Să... A dat bani pe ea, bă, vrea să... Gata. Da. Vino încoa, Alex, vino încoa. Dacă nu ține, aia ține, nu. Acum chiar sunt... Vreau să le ridicați la aceeași înălțime. Firică, vreau să le ridici în partea aia altă, să nu fie discuții. Băi, Firică, suntem prieteni, nu ajung acolo. Super! Gică, tată... Nu, am glumit, am o detentă impresionantă. Așa te-ți face, nu? O să vedeți. Asta este pentru tine. Alegeți-vă un culoar. Băieți? Dar de aici ajung direct la știri. Băieți? Firică, am nevoie să Marea Neagră. Aia mai... Canalul de Suez. Asta, Maxim, am înțeles. Canalul de Suez. O să facem în felul următor. Băieții vor porni din partea aceea înspre noi, înspre Puberu, iar fetele, raises these, fetele. Antonia și Gică Golden, cu totul și cu totul de aur, vor porni din partea dreaptă înspre partea stângă, așa cum priviți dumneavoastră, cum privim noi scena. Eu zic să o lași pe Antonia, că e mult mai înaltă și mai fit decât asta e a noastră. Vrei să facem pe rând, Michi? În ce sens? Păi și dacă unul le sparge pe toate? Eu le spar pe toate. Eu sunt făcut să fiu câștigător. Sunt regele baloanelor. Ușor, ușor.
O să facem da, așa. Asta regele balonilor, nu? Nu, că există unul din Timișoara. A, da? E ciurdarul, da. Pune-te acolo sub primul balon. Aici? Da. Și unde simți că nu mai poți sau vrei să te ajute Lino, face un semn. Tu du-te lângă el. Ia, încerca să săriți simultan. Da? Uite-te, mă, să ne zbiriem, ne rănim. Haide să facem. Miki, ai pregătit muzica, toată lumea pregătită. Și noi? Și voi așteptați să vedeți câte baloane vor sparge. Și cât timp trebuie să le spargem? Timpul este nelimitat. Bine, ideea bine. Să ajungeți la capăt. În 3, 2, 1. Hai, băieții! Sarlino! Dă-te la o parte, dă-te să-l pe parte. Bine! Stai așa, eu... Hai, sus! Hai. Mai tare muzica, platou! Hai la din mijloc! Hai! N-a ajuns asta niciodată! Haide! Da! Încă o dată, Lara! Ah! Nu mai, Lara! Stai sub el! Stai sub el! Hai! Stai exact sub el! Stai sub el! Așa? 2, 3, sus! Hai încă o dată! Stai! Haide, Lino, că pierdem concursul! Hai! Unde? N-a scos ochii! Nu ajunge la aia! Băgane! Am glumit, sunteți nebuni, haide! A rămas unul singur, da? Nu a rămas nimic! Să mor dacă nu-ți faci! Te-ai cam îngrășat, bă, asta vreau să zică! 2, 3! Rămâne ăla acolo. Hai să începem. Începem din partea aia. Alex, dați-vă puțin din cameră. Tu și când ai nevoie de tine. Începem? Da, hai. Antonia, începe. Băieți, dați-vă la parte. Veniți aici. Rămâne ăla. Și nu da... Câștigăm. Stai sub el. Bă, dar nu văd. Antonia, stai sub el. Așa. Oho! Bine, Gică! Gică a fost și salvamont la Năvodari. Se vede clar că e competentă. Să știi că e o idee ce-a făcut Alex, ce-au făcut Alex cu Lino. Adică unul dintre... Mai sus! Jump! Hai, Gică, stai mai sus! Hai, mă, că te faci de... Eu v-am zis că nu-i... N-am ce-o faz. White man can jump! Bă, e foarte clar! Bă, salut! White man can jump. Ba! Cine de ea? Sunt sub el? Da. Hai. Mai în spate. Mama, am obosit, nu mai pot. Opriți un pic cronometru, ascultați-mă puțin. Nu mai pot. Ne facem de râs, că ăștia doi sunt pe chinit. Sunt variante, cum au făcut ei. Unul ridică pe celălalt și atunci merge mai... Și ce vei să ridic eu? Păi n-ai ce să... Dacă pui mâna pe atomori... Dacă ai putea să ridici tu pe ăsta, că e sărăcuțul... De fapt, știți, băi. Ce să... Da. Deci îl iei de... Antonia, îl iei de acilișea. Hai, 2, 3 și... Mă, ține capul drept, ține... Uite, a intrat aia în picior, o să facă tetanos. Sau... Stai că nu mă văd. Antonia, stai exact sub... Vino în coace, că te ajută. Ușor. Hai. Stai că nu pot să... Te ridic. Hai, nebună! Dă... Pare altceva, nu cu verde. Asta te dau. Să nu vă încingeți pe aici, mă, nu, că ne-am încins rău, crede-mă. Se uită... Deci eu nu mai pot în așa de fâși, am transpirat. Nu, acolo ți-am lăsat eu puțin din trupul meu. Am că am transpirat eu. Nu, mi-a curs din ureche când poftim. M-am încins. Așa, măcar așa! Măcar așa! Foarte slab. Hai acolo, să dai la locul nostru! Hai la locul nostru! Doamnelor și domnilor! Antonia, vino, te rog. Fai de mine. Dă-te noi de mână și zine. Mi-e atât de rușine de tine. Nu, deodată asta. Hai, slab, răzine, cine a câștigat? Cine a câștigat? Doamnelor și domnilor. Deși am fost, să iubim, îi respectăm și apreciem, dar mai buni în această dimineață au fost... Sunteți voi, mă! Alex Velea și Lino Gondo! Bang, bang!
Așa. Să vă spun ceva, nu este o întâmplare. În fiecare dimineață obișnuiesc să spar baloane cu fruntea, cu capul. Și pentru colegii mei din redacție, Antonia, stai te rog lângă, lângă Gică. El întotdeauna a spus că are aceeași înălțime cu tine. Lasă... Rog, nu știu ce să... A, să se vadă și freza asta. A se vedea aici pubere, a se vedea aici la... Se vedea cu bere? Să se duc... A, se duc cu... A, cu bere. Mulțumim tare mult, Sahara a fost lansată, văzută, cântată, dansată la Neața. Îi găsiți pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, dar pe unde nu-i găsiți pe oamenii ăștia? Asta e de la Off-White, am uitat să vă... Brand Addicted. Lino de căutat în proiectele lui separate, Antonia în proiectele ei separate, Greg de Belea în proiectele lui separate. Acum și tu. Acum și tu. Arată-i la domnul cum te-am învățat. Hai să luăm o scurtă pauză să ne treacă rușinea. Să le mulțumim încă o dată că au trecut pe la... Te felicit pentru cum ai jucat. Foarte bine ai jucat. Bravo. Felicitări. Doamne, ce-i la ăștia în casă? Să vezi când e cam, vine și cu camera, dar...